Am avut nefericirea să cumpărăm, nici nu pot să-l numesc imobil, așa o răschitură. Pentru mama noastră, mama mea, care era de vârstă înaintată și vrem să o ducem la Bălți, că noi suntem din Ierineț. Cu fostul proprietar ne-am înțeles să-i achităm în rate. Adică noi de mai mulți ani cu dânsul am convenit, pe urmă nu ne-am mai dus, pe urmă iar și am hotărât, ai, cam era răschit, cam, da, am zis că... Ei, și am început să-i plătim, noi i-am plătit o parte, i-am plătit, adică prin marturi, prin tot, n-am autentificat că nu îi dădusem toată suma. Mm-hmm. El o decedat subit, ne făcându-ne documentele. Adică noi i-am plătit, da, și noi am doi colaboratori de poliție, sapoșnic de sapoc. Dar el o decedat de infarct. Mm-hmm. Pe urmă noi am verificat pe linia lui și mama și bunica, toți de infarct. Ei, nu e asta problema, adică ca să înțelegi să ajung la subiect. Deci ați plătit și ați rămas fără casă? Da. Ei, noi ne-am adresat în judecată, adică judecata o verificat, dar noi știam, pentru că noi l-am întrebat în timpul vieții, dacă n-are rude, n-are, n-am pe nimeni, absolut, documentele sunt în regulă. La judecată o verificat, noi erau succesori, noi eram nimeni, în sfârșit o recunoscut judecata după noi, prin toate documentele care erau, prin martori, recunoscut dreptul de proprietate. Adică noi cu soțul, de la bun început, am spus banii erau mamei, de asta noi pentru mama am spus că procurăm. Acolo nici, dar, nu pot să dar nu e nicio problemă, ați obținut casa până la urmă. Da, am obținut. Adică hotărârea asta de judecat a fost revizuită, a trecut toate căile de atac și a rămas definitivă, irevocabilă. Așa, peste... Adică noi l-am înmormântat, noi toate, am suportat toate cheltuielile. Nu a fost nimic de rudi, prieteni, vecini, nu știu eu de rudi, că au existat, că vineau pe la dânsul. Acum, peste câteva luni de zile după mormântare, apare un moșneag de peste 80 de ani și zice, eu sunt succesor, el e rus, documentul mi-a sudat, ia nasletnic. Era soțul acolo, soțul zice, vă duceți mai la Vali, este prietenul lui de copilărie, dacă sunteți rudi, îl știți că el permanent era aici, eu lucrat împreună și veniți și discutăm. Da, nu a mai venit, soțul de acum era la pensie, dar eu încă lucram, eram colaborator de poliție. El a aflat că eu sunt colaborator, a început să scrie pe mine în toate instanțele și în poliție și în mai și în toate. Bine, noi, adică hotărârea, mă scuzați. Sunet la poliție. Nu, n-are și mă sunet. Bine, acum, în timpul ăsta, noi, cu avocatul, în timpul ăsta, moșneagul ăsta, nu, la mormântare nu a fost, nimeni nu știe, apare, a început să scrie, nu mai vine pe acolo, a început să scrie niște insinuări. El se adresează la notar, la un notar din Bălți, Svetlana Dimitriu, care îi eliberează certificat de moștenitor. Picând la momentul acela, de acum, nu numai că casa era în proprietatea noastră, noi de acum am fost la notar și am format-o pe mama, pentru că sursele financiare au fost a mamei. El se adresează la notar, notarul îi dă certificat și el cu certificatul umblă. Noi când am văzut treaba asta, scrim cerere convențională, da, și ne atrage pe noi în proces de judecată, alt proces, să reziliez contractul dintre noi și mama. Bine, noi scriem cerere în judecată reconvențională să vedem ce cu certificat de moștenitor. Fiindcă noi când ne-am uitat, de acolo nu corespunde. Numele, el pretinde, adică el este fratele mamei decedatului, de la care noi am cumpărat. Numele de tată la mama decedată și la asta nu corespund. Moșneagul în familia... în genere, în familia soției, când, știți, pe vremea puterii sovietice nu lua, adică avea ceva antecedente penale sau ceva, avea probleme, toate documentele sunt duplicate, absolut toate, nu? Ceva foarte straniu și nimeni nu știe nimeni, înțelegi, din anturaj. A fost judecată a durat 3 ani de zile, proces civil, adică a doilea, acela s-a oprit, care cu ne-au recunoscut proprietari. S-a terminat. El nu s-a terminat, el s-a oprit pentru că ei au dat în revizuire. Mm-hmm. Și atunci ei au suspendat ca să vadă și cu certificatul, dacă el certificatul într-adevăr e de cum alt proces merge. Mm-hmm. În ședința asta au nimerit la un judecător foarte exigent, slavă Domnului că am avut așa un noroc. Aici la Bălți. Da, aici la Bălți, Vrânceanu. Da, un moment foarte important. Moșul ăsta are un fiu, trăiește în SUA.
fiu cel ai plecat de pe anii 90. Noi, adică la nivel de bazarnei spletni, știm. Eu am verificat, n-am putut să găsesc nimic, atunci nu era calculatoare. El a fost un bandițel. Un bandițel și-a fugit încolo prin anii 90 cu relevant. Credincioșii. Și el de acolo a început sponsorizând tot chestia asta. El a găsit canali la procuratură, aici se implicați așa de mult. Mai în scurt, și-a început să-l influențeze și pe toată procuratura a fost influențat, a început să-l influențeze și pe judecătorul. Judecătorul a spus în ședință de judecat, chiar deschis, eu să nu mă influențez, că eu o să emit hotărâri legal. Și n-are ce m-a influențat pe mine din America. Ei au dus un corespondent la judecat, nu știu, au încercat și nu li s-au primit. Acolo când s-au verificat probele, acolo nici pe departe nu era că se primea certificat de moștenitor. A fost anulat certificatul lui de moștenitor, nulitate absolută obținut, dar contractul nostru dintre ei, adică noi am făcut contract de vânzare și cumpărare, deci noi am vrut să facem donații, dar e foarte mare procentul, impozitul e foarte mare. Îți vine un impozit, ne-o s-o cutit extraordinar și atunci din răschitură și de casă vreo 7.000 trebuie să plătim pe urmă, prin martie. Și atunci am hotărât că, mă rog, așa e impozitul noi. Și a rămas contractul dintre noi și mama în vigoare. Legal. Ei l-au contestat prin toate căile de atac. Curtea de apel, Curtea Supremă, în revizuire suplimentar, ei așa fac. Adică au rămas definitivă. Adică avem două hotărâri de judecat definitive. Până aici numai de bine ne-ați vorbit. Da, cu toate de bine vă vorbesc. Între timp, el vede că nu hotărăște nimic prin civil, scrie plângeri peste tot că mașinii schimb putem pe mine. Penale. Mașinicism putem, nu știu ce, să faci un material de refuz în procuratură. Da, dumneavoastră, nu știu dacă știți, dacă nimerești un polițist în procuratură, la noi, de când e lumea și pământul, suntem în relații împotrivă. Nu prea am observat asta, din contra. Vă spun eu, nu știu cum. Adică îl întoarce și îl sușește. Ei au verificat tot, au verificat cum au fost dați banii, rate și mai departe, adică pe marturi, așa eu sucit și eu cârnit că eu văzut că e totul într-adevăr și totul real. Atunci s-a făcut un material de refuz, ei au contestat, s-au întors înapoi, s-a mai făcut o verificare, Covalciuc acum el e viceprocuror, el atunci era pur și simplu procuror, sau pot, tot era vice, nu mai țin minte. O mai făcut un material de refuz, asta a fost încă, s-a început chestia în 2010. Vă dați seama, 6 ani de zile. S-a mai făcut în 2011, mi se pare, cu un material de refuz. S-au verificat toate insinuațiile, eu nu știu, pot spune niște prostecol. În fine, ei au contestat la Procuratura Generală, au contestat în judecată, nu știu și acolo, din la Procuratura Generală, cer toate materialele și pornesc dosar penal. Pornirea urmăririi penale o semnează personal Zupco. Vremea ce. Zupco personalul semnează. Asta e foarte straniu pentru că eu nu sunt o figură care îți prezint un interes deosebit, semnez Zupco personal. Bine, el a semnat-o, pe urmă eu am aflat că toată chestia asta o coordonat-o Pântea. Pe urmă eu am aflat. Pântea și-a emis niște ordonanțe, astea sunt alte chestii. Zupco a semnat, o trimis în coașie și a rămas uimit în procuratură, fiindcă, înțelegeți, nu era componenț din fracțiune. El spune, prin excrocherie pe rusești, mașinicism putem, zabrala domnul meu, plemeanica. Prin hotărâri de judecată irevocabilă. Care e excrocherie? Este hotărâri de judecată irevocabilă. Care au parcurs toate căile de atac și au rămas definitivă. Ce fel de excrocherie? Eu am obținut un imobil. Imobilul era a meu și a soțului, pe ambii. Noi l-am vândut mamei pentru că erau sursele ei și noi n-am ascuns lucrul ăsta. Ce am făcut noi ilegal? Noi am format asta la notar de stat, adică în incinta notarială, nu undeva în parc, să fie niște dubii, ceva. Notarul nu-i soră, nu-i prietenă, nu-i un notar public ca toți alții, adică are împuterniciri de stat. Ce excrocherie ce au fost? Și unde a ajuns dosarul acum? Că înțeleg că asta e problema și motivul dumneavoastră că v-ați adresat la presă. Adică eu v-am lămurit ca să înțelegeți situația până la momentul. Nu-i trimis în judecată încă dosarul. Nu, dar nu poate fi trimis. Dosarul penal s-a pornit dosar penal. S-a făcut în cadrul dosarului. Acolo sunt 9 volume, uitați-vă așa, de dosar penal. Care durează de acum 6 ani de zile. El e clasat de 3 ori. E clasat din lipsa componenței din fracțiune, de bălți. Eu văzut cu bălțul nu se pot înțelege. O găsit canale. O apărut un oarecare
e că ne oprim la momentul principal. A apărut un oarecare avocat Bilinski Maxim din capitală. Și este și un oarecare Țurcanu Vecislav. Ei sunt doi avocați pe care eu i-am nănit așa din America, dar faptul că Vecislav Țurcanu nu prie, el nu mai pune ștampila și semnătura și foarte rău face. Dar Bilinski participă și vine regulat la toate ședințele. De când a apărut Bilinski, eu văzut, aha, pe dosarul penal ei nu pot face nimic, hai să mai o inițiat încă trei proces penale, care iese din dosarul penal și procesele este dublarea, ca atare. Un proces pe contractul este despre care s-a vorbit și în cadrul dosarului penal, că acolo îi spare lui Ulianov, că acolo e semnătura, nu e mami în contract. Cât era, da, dosarul civil a durat 3 ani de zile, adică el a avut posibilitatea să-și învoce toate doleanțele și el era reclamant. Bilinski a început să falsifice pincetișor, că Ulianov în cadrul procesului civil nu a avut calitate procesuală și nu a putut să își învoce tot ce avea de invocat și de atâta trebuie de pornit ceva penal ca el să poată să nu-i se încalce drepturile. Nimeni nu verifică, verifică numai înfățișarea lui Washington, pentru că cred că Washington a mers, ești vers, și cu asta se termină tot. Și da, într-adevăr. Acum, gluma asta dumneavoastră înseamnă o acuzație gravă. O acuzație foarte gravă, da. Eu, deci, eu susține că e în mod sigur să se adreseze și la mine și la dumneavoastră cu explicații. Deci, eu cu dumneavoastră, eu am dubii rezonabile că ar fi așa. Corupție. Da. Eu am dubii și pot să motivez, înțelegeți? Că de mână l-am prins, nu pot și eu am fost colaborator și... Deci nu știți că a verificat sau nu a verificat mutra lui Washington. Da, da. Eu presupun că din tot ce reiesă... Eu trebuia să precizez. Da. Eu asta vă spun. Uitați-vă mai departe ce se întâmplă. Vreau zic că ei pornesc, inițiază trei procese despre care eu am aflat mult mai târziu, eu nici nu știam. Între timp, dosarul penal clasat e cerut la Procuratura Generală și transmis la Râșcani. Vă dați seama, la Râșcani, raionul Râșcani. Râșcaniu se află la 40 km de Bălți. Noi avem raioane Sângerei, 20 km, Fălești, 20, Florești, nu știu cât acolo, adică e o depărtare destul de mare. Noi suntem mami pensionari, adică, uitați-vă, imobilul e în Bălți, moșul trăiește în Bălți, notarul e în Bălți, noi suntem în Bălți, toate evenimentele în Bălți și la Râșcani. Bine, s-o transmis la Râșcani. Nu, s-o transmis. Pe urmă, procesele penale au început să evalueze, iarăși cu contractul, în cadrul dosarului s-a verificat și s-a constatat. Nu, ei, de la început, iar, între timp mama a decedat, nu mai poate, dacă el invoca atunci, că îmi pare că nu-i semnătură, mama semna și clar că invocarea asta nu avea niciun rost. Mama a decedat, între timp Bilinski s-a gândit, stai că noi, și a început, aha, nouă ne pare că acolo nu-i semnătura ei. Bine, acum, eu cred că nu trebuie să fii tare mare jurist ca să-ți dai seama, uitați-vă, sunt trei părți la contract, eu, soțul meu și mama mea. Una din părți poate să-i învoși ceva, pe mine m-am ajit sau eu nu-s de acord sau... Și nici de cum nu un oricare Ulianov e familia lui, care n-are certificat de moștenitor, nu a fost proprietarul bunului. Obținut deja nu știu ce de la notar, nu? Sau a fost anulat? Da, vă spun, anulat, nulitate absolută. Nu este proprietarul și nu a fost niciodată, nu a confirmat prin nimic. Cine este el? Între timp el, să vedeți ce interesant se primește, el face o hotărâre de judecată. Un judecător la noi a fost Caisân, care a fost eliberat din sistema judecătorească pentru așa decizii, printre altele, unde se constată că asta l-a ajutat Dimitriu, notara, a fost pe la Academia de Știință, că moșneagul nu mai avea canale acolo, și s-a constatat că da, Luba și Lubov, Ivan și Ion, poate fi una și așa. Poate să fie, dar poate să nu fie, înțelegeți? Tu n-ai dovezi, tu n-ai adus un martor, că dacă tu într-adevăr este cel care tu te pretinzi și chiar nu-ți poate găsit într-un sat de unde dar tu ești. Dar asta era diferența în certificatul lui. În certificatul Luba, Lubov, Ivan, Ion, mai multe momente acolo erau. Bine, tu dacă ești acel care te pretinzi, adu cineva din sat care ar spune că da, într-adevăr, el e de la noi, da, e ca în 6 ani de zile, în 6 ani, oricum cineva îl cunoaște, să găsești. Vin din România la noi în sat și confirmă că da, cândva pe vremuri eu, înțelegeți, se poate de găsit dacă tu ești, nu e clar în genere cine el, poate fi o rudă, dar foarte sumbură. Și care ar putea fi finalitatea celor trei
procese penale? Vă spun, unul care că marturii, aici e altă chestie, unul care i-a spus că marturii o dat de poziții false, așa l-a clasat, noi am aflat de cum când era clasat definitiv la curtea de apel. Așa l-a s-o, adică a murit. Două sunt clasate de trei ori. Unu, învinuire gravă, învinuire de omor. Adică el pe noi ne învinuiește cu Belinski împreună, dar să vedeți ce interesant, Belinski scrie în grafie latină, adică în limba de stat, moșneagul e rus, el în genere nu cunoaște. Și el nici nu, Ulianov nici nu semnează. Belinski scrie din numele, el e reprezentantul Ulianov și din numele lui. Și scrie în grafie latină și falsifică. Noi n-am știut, noi nu participam la procesele penale. Ei scriu plângeri la procuratură, procuratura investigează și clasează, se duce la, la judicat, judecător de instrucție, întoarce înapoi. Judecător de instrucție nu verifică absolut procesul penal. Acolo sunt materiale confirmative, el nu verifică, el ascultă și spune, bine, presupunem că e dus în eroare. Tu, Belinski, tu ești avocat, cum poți tu să-ți permiți să minți, să falsifici? Bine, noi într-un târziu am aflat că el falsifică, înțelegeți? Noi nu știam. Păi falsifică ce? Falsifică declarațiile în judecat. Articolul 352 prim, cod penal. Prevede pedeapsă pentru așa faptă, da? Da, da. Și mai este și articolul 310, unde declarațiile lui în procesul de judecată sunt la nivel de probe. Și este articolul 310, alineatul 2, adică falsificarea probelor din partea apărătorului, admis în procesul penal, înțelegeți? Adică el are... Asta trebuie denunțat la procuratură? Noi am denunțat, spre asta mergem. Da, dar durează cam mult deja, 17 minute și lumea o să plictisească. Nu, dar nu... Deci nu filmăm și nu difuzăm, dar de cine am mai întâlnit? Nu, difuzăm vorbim? Și filmăm, dar eu vreau altceva, că dumneavoastră să vă implicați, să vedeți și legătură. Cum să mă implic? Să-l sun pe Belinski și nu, pe... Nu, eu vă lămuresc. Vrăzică. Ulianu. Vrăzică. Într-un final, tot s-a dus în Râșcani. Și procesul penal 1, și procesul penal 2, și dosarul penal tot e în Râșcani. Cândva cineva mi-a spus, zici că Râșcani e papa mafiei. Zic, prostii. Așa zic despre toate judecătoriile. Da. Când eu de acum mergând naveta Râșcani-Bălț, mi-am dat seama că acolo e o corupție extraordinară. Extraordinară. Asta nici nu vă puteți închipui. Bine. Noi am scris, mă opresc la momentul ăsta, noi am scris plângeri când am aflat și falsificări el, într-un proces, în altul, falsifică declarații, le inventează. Eu am lucrat ultimii 10 ani în poliția criminală, eu în genere n-am avut legătură cu organul de urmărire penală a Bălțului, n-am lucrat acolo niciodată, el scrie că eu fiind colaborator, ofițer al urmăririi penale, o influențat mersul investigațiilor, o influențat marturi, eu șantajat și mai departe. Eu nu știam lucrul ăsta. Nimeni nu-mi dădea materiale să le citesc, nu eram parte. Pe urmă eu am aflat, am început să studiez și am solicitat să mă admit în procesă. Într-un final am fost admis și în procesul, în dosarul penal, în genere eu nu eram admisă, fiindcă procuratura clasa și ei întorceau prin judecători de instrucții și când au ajuns la curtea de apel, doar curtea de apel, într-un sfârșit mi-a dat voie să, adică au spus că sunt călcate drepturile și s-au întors la rejudicare numai din cauza asta. Și am început să fiu admisă. Eu am văzut și prostii scrie Belinski, eu am început să cercetez toate plângerile, având idei despre toate chestiile astea, și am scris plângeri, una, două, trei, mai multe, păi eu v-am mai dat câteva materiale, am scris plângeri la procuratura Râșcani. În primul rând, noi ne-am dus la procuratura Râșcani, la procuror, domnul Crețu, și ne-am plâns pe chestia asta. Dar de ce la Râșcani v-ați plâns? Pentru că el a folosit probele astea în instanța de la Râșcani. Deci în era competența de la Râșcani teritorială. Și noi da, și noi ne-am oprit la... Adică tot era de acum în Râșcani, dar noi ne-am oprit la contractul de vânzare-cumpărare. Ne-am gândit așa. În dosarul penal nu era încă finisat. Adică era clasat acolo, dumnealui nu știu să mai ia care-i articolul penal. Bine, eu trebuie să spun care e articolul penal. Bine, noi am găsit articolul penal. 352 primă e articolul penal. Am scris o plângere, am scris a doua, am scris a treia, am mai adăugat niște completări. În sfârșit, a fost transmis tot la organul de urmărire penală Râșcani. Așa se începe toată chestia. Un an de zile s-a inițiat proces penal pe 352 prim. Proces penal. Doar. O înregistrat în jurnal numărul 1 a infracțiunilor și a mers un an de zile tergiversarea.
pe loc s-a oprit, într-un an de zile n-a fost nimeni audiat, Belinski vinea fiecare 2-3 săptămâni, fiindcă acolo erau procese altele. Și el tot vinea la judecat, el nu a fost audiat niciodată. A fost audiat doar o singură persoană, moșneagul ăsta de 84 de ani, care el nici nu e chiar adecvat, fiindcă îl întreabă judecător cine e cel din America, el zice că asta e fratele meu. Adică el, mă rog, de acum, cu vârsta, adică Belinski era acea persoană care prioritar necesita să fie audiat, să fie cel puțin o explicație luat de la dânsul. S-a făcut într-un sfârșit, după un an de zile de tergiversări, s-a făcut material de refuz. Noi am contestat la procuratură. Procuratura nu ne-a admis. Noi am contestat la judecător de instrucții, care are multe... Și el. Judecător de instrucții, eu am vorbit mult, eu l-am convins prin documental și el nu a avut încotro și le-a respins lor și ne-a admis să întoarcă înapoi la investigații. Întors înapoi, o anulat ordonanța de clasare. O trecut din acel moment 7 luni de zile. De acum îi pornit dosar penal de acum pe falsificări lui Belinski. Este dosar penal și numai Belinski, Țurcanu, Belinski, acel din America și moșneau, că acel din America are cetățenie moldovnească. Uh-huh. Și nimeni nu i-a audiat, nimic nu se face, înțelegeți? Se tergiversează, tot ne spune anchetatorul, hai că bine, facem, nu pot să-l aduc pe Belinski, cum nu pot să-l aduc și el vine, uite, mâine avem ședință, vine, el îl avertizează, hai să vină, adică, da, bine, nu mai vine. A doua zi el vine și vine la judecat, acolo trei pași și nu scobar la poliție, pleacă. Și tot așa mai departe, Acolo noi am înțeles într-un final că șeful secției urmăriri penale, Badrajan, Victor Badrajan de la Rășcani, se vede că eu consider, presupun că el e implicat în toată chestia asta. Când am văzut, dar noi i-am mai rugat, mai ridicați plângeri. Noi am vorbit despre două plângeri acolo a lui Belinski cu falsificări, dar el mai are încă 7 plângeri, în cadrul numai a unui proces penal, încă 7 plângeri mai are cu falsificări și vreo 5 ședințe de judecată unde el falsifică. Ridicați audio, ei mi se pare că au ridicat discurile audio și ridicați plângerile. Eu am văzut că ei nu fac nimic, eu am ridicat plângerile. Eu le-am studiat pe 34 de foi, le-am analizat și am spus. Ați făcut munca lor de anchetă. Am făcut munca lor și am scris. Mă gândesc, bine, numai să lucreze. Pagina cu tare, Belinski spune, cu tare. Într-adevăr, ia că confirmative materiale. Și așa mai departe, toate insinuațiile. Acolo e falsificare extraordinară pe bază cărora judecătorul de instrucție a emis închiere. Vă închipuiți? Chiar cel mai mare falsificare că Ulianov în proces civil nu a avut calitate. Pe când el a fost reclamant. Și i s-au încălcat drepturile și trebuie de inițiat, că e de atât au inițiat proces penal, că el nu a avut calitate. Când eu am astia, de acum ei s-au prideasă, de-am alte falsificări și tot așa. Acolo să că eu am lucrat ofițer de urmări penal, de asta de-am nici nu mai vorbesc și eu prin relațiile mele am influențat ancheta, eu și influența am avut la procuratură, că numai procuratura s-a ocupat cu chestiile astea. Și așa mai departe. Acolo sunt foarte multe falsificări și vă închipuiți că judecător de instrucții de acum au întors, au pornit dosar penal, dosarul merge înainte, se tergiversează în continuare, nimic. Eu nu mai știam ce să fac. Eu de acum am mai scris o plângere cu ea ca cu 36 de file, unde absolut tot le-am dat mur în gură. Plângerea am dat-o în cancelarea comisariatului. A fost înregistrat, este număr de înregistrare, a doua zi primesc de la șeful secției urmăriri penale Badrajan înștiințare, plângerea dumneavoastră cu numărul cutare a fost anexată la materialele cauzei penale, ceea ce era și am solicitat. Eu liniștit stau, zic nu-i deranjez, foarte bine cu anexat, că asta era plângerea adăugătoare pe alte crime din cadrul aceluiași proces. Peste două săptămâni vin la procuratură la foarte întâmplător și aflu foarte întâmplător că nu a mai fost anexat nimic. Plângerea au fost prefăcută în proces penal și cu propunere de clasare. Cum adică mă gândesc? Pe două plângeri au fost pornit dosar penal și pe 7 în care analogic ce insinuări sunt și multe altele, nu se pornește, e ceva straniu. Eu încep să mă duc la comisariat și mă gândesc, zic, mă duc la comisar și îl rog. Uitați-vă, noi la suntem... Rășcani. Da, la Rășcani. Era o antăci.
Da, Antoci, eu îl rog, zic, vă rog, chemați-l pe domnul Badrajan, suntem colegi, nu vreau eu să fac mare gălăgie, zic, poate că e o greșeală, poate ceva să... Știți, nu vroiam să cred, mi s-a spus mult, dar eu nu vroiam să cred. A venit Badrajan, a stat în fața mea, zic, noi suntem colegi, eu tot, s-a fost locotenent colonial, nimeni nu mi-a luat epoleță, zic, hai să discutăm că doi colegi, eu am primit așa o științare de la dumneavoastră și într-un final dumneavoastră ați făcut cu totul altceva, și m-ați informat, asta e o informație falsă din numele dumneavoastră, fiindcă e pe foaie cu ștampilat, cu număr de înregistrare, cu semnătura dumneavoastră, cum poate fi foaie de firmă. Dar el, dacă nu sunteți de acord, puteți să vă adresați la organul care ne supraveghează. Bine, domnul Badrajan, eu pur și simplu colegial vreau să înțeleg, poate este o greșeală. El iar repetă, organul care supraveghează este procuratura. Procurorul, mă rog, e cu metru cu Badrajan, că e orașul mic și toți cu metri între dâns, așa mai departe. Adică la cine eu să mă duc să mă adresez? E, și așa mai departe, știți, eu atunci, a doua zi, trebuia să vin ministrul la Râșcani, ministru Maie. Eu mă gândesc că Alexandru Jusdan. Zic, mă duc la audiență, eu îi spun comisarul, zic, domnul comisar, dumnealui nu vreți să discute cu mine, eu mă duc la audiență la ministru. Poftim. Nu a venit a doua zi, a venit a treia zi, eu m-am nimerit la audiență, am discutat domnul ministru, o dat acolo, eu am lăsat cererea, se ocupă securitatea internă, se ocupă cam de mult timp și nu prevăd eu rezultatul, fiindcă a apărut omorul, este acolo, știți, și acolo e tot legat. Bine, acum... Acuzația de omor. Acela, omorul care se discută și în televiziune, știți că a fost omorât două persoane, tineri la Râșcani. Acela omor, a apărut și de-am atenția lor pe asta, am înțeles. Credeam că în cazul dumneavoastră a apărut acuzația de omor. Nu. Și de cum știți, cam s-a distanțat ei de asta, eu am telefonat și la securitatea internă, ei se ocupă, dar... Pe urmă, iar primesc conștiințare la Badrajan și îmi spune că da, plângerea dumneavoastră a fost și așa mai departe, prefăcut în proces penal și clasat și gata. Dar eu fusesem și la procurator și am discutat cu procurorul care investigează, că uitați-vă, zic, că aici este componență de infracțiune și eu nu că eu sunt atât de deștept, eu m-am consultat cu persoane competente care poate că eu nu chiar într-atât cunosc, presupunem, știți, eu am fost la Curtea Supremă, eu am fost la Procuratura Generală, este componență de infracțiune, cum s-a putut așa întâmpla? Eu văzut că eu nu tac și primesc de la procuror de acum ordonanța de clasare unde ni se recomandă dumneavoastră având calitatea de parte vătămată pe dosarul penal unde Belinski falsifică împotriva lui Belinski și compania puteți să vă adresați organului de urmărire penală să depuneți în formă de declarații tot și, adică ce și-am făcut eu de la bun început, adică care a fost rost să faci așa un cerc vicios ca să te întorci inițial la ceea ce eu am solicitat și care era normal, înțelegeți? Tras de timp sau v-au verificat vigilența? Nu, acolo a fost altă treabă, acolo s-a încercat mușamalizarea și chiar dacă eu nu mă adresam avea să meargă că ei, adică ei i-au clasat pe 310, că nu s-au adeverit probele false aduse în judecată de apărător, nu știu ce acolo, dar tot o mers 352 tot acolo. Și dacă eu nu mă adresam, avea să meargă tot o mers în arhivă. Eu de acum alte declarații trebuie, adică 34 de file și ele iarăși trebuie să le depun la organ de urmărire penal. Eu acum, printre altele, am scris o cerere să le depun și ei îmi spun că dosarul penal e la Procuratura Generală. Și nu puteți să veniți, cu toate că bine, dar tu nu ești înlăturat ofițer de urmărire penală, de la investigație, adică tu poți să le primești, că asta, înțelegeți? Aștia se încearcă o tergiversare, aici eu văd un cerc vicios, știți, între Belinski. Bine, aici e foarte mult de vorbit, eu nu vreau să vă răpesc din timp, aici e dacă să vreți să vă implicați. Păi da, avem deja jumătate de oră de când vorbim. Adică despre asta eu își spun. Acum, la altă ieri se întâmplă curte de apel. Asta e ceva, eu n-am cuvinte, știți, eu sunt șocată. Eu, dacă n-aș cunoaște procedura, poate că să fiu de la colhoz, eu am zis, să fiu de la colhoz Viața Nouă, poate că știți, la curtea de apel, vreau zic, v-am spus, cu contractul de vânzare-cumpărare, adică cine este Ulianov? Ne oprim la asta, ia și mai mult nu vă deranjez. Este o persoană care a sesizat, adică mi se pare că acolo nu-i semnătură, așa mai departe. Ei, procuratura a clasat.
eu nu n-o găsit că componența e ridicată acolo, mostre, nu știu, n-o găsit componența din fracțiune. Bine, ei contestează, judecătorul de instrucție nu le admite de acum, le respinge, ei contestează la Curtea de Apel. La Curtea de Apel au găsit canal și data trecută au găsit canal și acum Belinski are canale. Și uitați-vă și faci Curtea de Apel. Nu verifică, Curtea de Apel când primește în procedură, îi verifică, este mandatul avocatului. Dacă nu, ei din start resping. Mandatul nu era. Ei nu verifică, merge examinarea, noi vorbim, ei vorbesc și mai departe. Noi am solicitat să anexăm către materiale o hotărâre de judecată din Râșcani, unde moșul Ulianov a cerut că să fie recunoscut partea vătămată sau succesor și s-a respins. Adică el este un petiționar și mai mult nimic. N-are el dreptul să mai ceară expertiză și mai departe. Ni s-a respins, nu a vrut să o anexeze. Eu atunci m-am gândit foarte straniu. Bine, s-a terminat examinarea, avocatul, noi de acum am ridicat întrebarea, da, este mandatul avocatului părții opuse al lui Belinski? Păi am început să cerceteze, să uită fiecare fil, s-a trezit că nu e mandatul. Mandatul nu era. Nici în, nici în procesul penal, în materialele procesului, nici în materialele dosarului judecătoresc. Adică și la Râșcani s-a examinat fără mandat, fără împuterniciri. El n-avea în genul drept să prezinte interesele. Înțelegi? El a scris plângerea neavând împuterniciri. Și examinați voi. Bine. Bine, Belinski. El, da, eu a fost mandatul, nu știu cum, în bordirou nu-i mandatul, nu-i mandatul. Înseamnă că el nu a fost, dar noi știm că el nu a fost. Belinski, trebuie să aduci mandat. Dar eu pot să încheie ca cu Ulianov, avocata scoală și spune amează și da, el poate să încheie din ziua de azi. Da, pentru Curtea de Apel, dar pentru plângerea care o depus-o cu mult timp în urmă, el nu e valabil și nu putem cu ziua de urmă. Belinski s-a dus data viitoare. Vine data viitoare, aduce Belinski mandatul din data de 17 iunie, când a fost ședința precedentă. Îl prezintă judecătorul iar. Judecătorul, familie, eu vreau să mă duc la Consiliul Superior, dar eu știu bine că n-am să fac eu, dar cu dumneavoastră m-aș duce la audiență. Eu știu bine, n-am să fac nimic, eu am fost de 100 de ori. Mă duc judecătorul pe familie Moraru, acolo erau două persoane civile din colegiul civil și el unul din colegiul penal. Și el spune, zice că Belinski, da, păi tu ai spus că ai mandat în dosarul penal, de ce nu l-ai adus? Adică, te rog frumos, adă-l din dosarul penal, măcar copii adă, băi, oameni buni, ce fel de copii? Cu noi examinăm pe copii? Îi dă iarăși timp, vă închipuiți, îi dă timp ca el, ei, dacă e necesar, eu am să aduc din dosarul penal. Noi ne-am gândit, eu prostie asta, dar poate, eu știu, mă rog. Îi dă a doua zi iar să numești ședința, că ei se grăbeau un concediu și au vrut să termine, adică toată, ăsta e circ, asta nu e ședință. A doua zi el prezintă copii a mandatelor din dosarul penal. Dosarul penal e cu totul altceva. Aici e despre contract, merge vorba concret, e un proces aparte, e cerere aparte și mai departe. Aici e cu totul altceva. El prezint și a mers, a fost anexat și gata, și nouă ni s-a respins. Și o doar să înapoi la rejudecare. Da. Noi putem înscrim o cerere recurs în anulare, dar înțelegeți, la Curtea Supremă și la Consiliu, dar mai este și o treabă, știți, judecătorul de instrucții din... Și aici tot, la Râșcani, doi judecători, noi am recuzat și recuzare, și recuzare întregului, să dăi în oricare raion numai acolo, că de acum nu se vede. Godoroșe, judecător de instrucții, pe dosarul penal, în anul trecut, dosarul penal a fost clasat de procuratură de acum a doua oară, atunci el emite încheierea, anulează ordonanța de clasare și ține dosarul în birou 4 luni și o săptămână. Vă dați seama, după emiterea încheierii, judecătorul nu mai poate să țină dosarul. S-a tergiversat examinare de cum în Curtea de Apel, pentru că noi am contestat, procuratura au contestat și noi. În Curtea de Apel. Eu mă duc la Râșcani întâmplător că vroiam să niște copii, că vedeți că și procesul era și întrebe din dosar ceva să fac cunoștință. Procurorul zice că nu-i dosarul, asta a fost prin mai. Dar el la 24 aprilie o emis încheierea și o trimis încheierea la procuror, adică după emiterea încheierii judecătorul nu mai poate să țină, dar asta nu e un dosar pe care tu întâmplător l-ai lăsat, plus 8 volume și aia, eu nu înțeleg și trebuie el să facă acolo. Bine, procurorul îi spune dosarul nu, dosarul nu a venit de la judecător de instrucție, cum
nu vine, dar noi avem în curtea de apel, nu știm, vine prima dată procuror fără dosar, a doua oară fără dosar la curtea de apel, dosarul se află și că nu e ridicat de cum a gălăjit și am scris interpelări, că nu-i dosarul. De la curtea de apel ne răspunde, dosarul nu a parvenit, eu v-am anexat, dosarul nu a parvenit în adresa noastră, noi nu avem așa dosar, două înștiințări. De la procuratură ne răspunde, dosarul penal a parvenit la 1 septembrie, adică de la 25 aprilie sau 24 până la 1 septembrie, vă dați seama, asta sunt 4 luni de zile. Și-a stat dosarul la tine în birou 4 luni de zile, ce ai făcut? Noi am scris la Consiliul Superior. Ce-a hamali? Noi am scris, dar asta nu e legitim, asta e și alogic. Noi am scris la Consiliu, am fost la audiență, la domnul Tutunar, la doamna Gligor. Ni s-a răspuns la domnul Micu că nu s-a găsit careva încălcări din partea lui Godoroci. El a trimis dosarul. Eu îi trimit iar și îi trimit informație de acum, din curtea de apel. Dosarul nu a parvenit, uitați-vă că nu a parvenit dosarul. La procuratură, la 1 septembrie. Asta e oficial, îmi dă răspuns procuratura. Mai mult n-am să vă răspundem, noi v-am răspuns foarte clar. Ce semne zice așa? Da. Și unde ați ajuns acum? Ce contați că o să facă mediatizarea? Să impresioneze pe cine? CSM-ul să nu mai susțină corupții, Procuratura Generală să nu mai țină pe Pântea. Să vă spun, Pântea în genere și are un rol, asta e ceva groaznic. Știți cum a pornit dosarul penal? Dosarul penal l-a pornit bazându-se pe materiale din cauza civilă, care erau suspendate. Au făcut demers, ăștia de la Bălți, eu nu știu, s-au temut sau și s-au trimis încolo dosarul civil. Ei s-au bazat pe fila dosarului civil, asta e o încălcare gravă, sunt recomandările Curții Supreme de Justiție, asta e o încălcare, asta e câștig de cauză la Curtea Europeană, asta e și pornesc dosar penal pe probabilități, presupunerile lui Ulianov. Până la urmă s-au convins că nici o presupunere nu s-au adeverit, adică nici un fel de excrocherie nu a fost, că au fost dobândiri prin hotărâri și mai departe. Aici niște implicări, însuși Pântea au emis două ordonanțe. În cadrul dosarului și în cadrul procesului, două ordonanțe unde au încălcat și teritorialitatea și competența și au depășit atribuțiile, că nu era el procuror ierarhic superior, ei nici nu s-au adresat la procurorul Bălțului ierarhic superior, direct la Pântea. Ei tot ce aveau direct la Procuratura Generală, adică se vede așa o legătură, dar principalul în cazul de față e totuși atragerea lui Belinski la răspundere penală, înțelegeți? La Bălți tot este un proces penal. Pe falsificări în cadrul procesului penal unde mă învinuiesc de omor. Acolo tot sunt niște falsificări extraordinare. Și ei cumva tergiversează, înțelegeți, eu nu înțeleg, să tem, să nu știu ce. La Râșcani de cum se examinează, uitați-vă, procesul penal uman, dosarul penal de cum 7 luni. Cum? Într-un an 7 luni să nu fie audiat persoana care prioritar trebuie audiat, fiindcă el a falsificat tot. Asta e ceva... Adică și se vede o legătură coruptă. Înțelegi? Se vede o legătură coruptă între urmărirea penală, între avocat, între judecător și ceva, un cerc vicios. Eu nu știu cum se ies dintr-un.